Hello, hello! Bine ați venit pentru etalarea zilei de sâmbătă 5 decembrie. Hai să scoatem o carte pentru dragoste, una pentru sănătate și una pentru bani, carieră, situație financiară. În dragoste avem 4 de bâte. O carte de stabilitate și de sărbătoare. Parte dintre voi s-ar putea să aibă motiv de sărbătoare în familie, în cuplu, în această săptămână, în acest final de săptămână. Fie sărbătoriți pe cineva din familie, sau poate voi o să fiți cei care dați motiv de sărbătoare, poate o să aflați că o să fie un membru nou în familia voastră. Pentru cei care sunteți singuri, puteți astăzi să întâlniți o persoană foarte stabilă, și în același timp foarte pasională, care își dorește să construiască ceva foarte stabil cu voi. Ceva de lungă durată. Carte foarte frumoasă pe energia de dragoste. Hai să vedem în sănătate. Aici avem 10-le de bâte. O carte de responsabilitate și de greutăți. Aveți grijă să nu vă asumați prea multe responsabilități la locul de muncă sau în familie, pentru că acest lucru poate să vă afecteze starea de sănătate, da? E important să vă luați și timp pentru voi înșivă, să vă relaxați, să vă îngrijiți, să aveți grijă de corpul vostru, dar nu uitați că și starea voastră de sănătate e importantă. Da, e ok să aveți grijă de toți cei din familie, de toți cei din jurul vostru, dar nu uitați să vă îngrijiți și pe voi. Pentru că dacă voi vă îmbolnăviți, dacă voi o să aveți probleme de sănătate, cine o să aibă grijă și de ceilalți? În privința banilor, a carierei și a situației financiare, aici avem Magicianul, o carte de transformare, de creștere, care mi-arată că puteți să realizați orice vă doriți. Pentru o parte dintre voi s-ar putea să începeți să căutați anumite cursuri de reconversie profesională sau pentru a învăța anumite skill-uri, anumite abilități care să vă ajute să evoluați în carieră. E o idee foarte bună, e o mișcare foarte bună. Pentru cei care vă gândiți să începeți o afacere, dacă sunteți antreprenori sau vreți să o luați pe calea asta de a lucra pe cont propriu, aveți aici toate elementele necesare ca să aveți succes. Folosiți-vă de talentele voastre, de abilitățile voastre și o să aveți succes. O energie foarte frumoasă și în partea asta. Hai să vedem un card din aceste carduri de înțelepciune. Până când amestec ca să scot cartea pentru astăzi, lăsați-mi în comentarii cum se aplică această interpretare pentru voi. Dați un like, un share, un subscribe la canal. Vă mulțumesc tuturor celor care v-ați abonat deja la canalul meu. Vă apreciez foarte mult. Uite și avem și aici o carte care a vrut să sară. Tiparul meu mental e constructiv și vesel. Orice lucru din viața mea, orice experiență, orice relație este o oglindă a șablonului mental care acționează în interiorul meu. Încă o carte foarte frumoasă care ne readuce aminte că acest discurs interior care are loc constant în mintea noastră este foarte important și în momentul în care reușim să schimbăm mentalul nostru din interior, o să se schimbe și lumea noastră exterioară în consecință. Mesaje foarte frumoase pentru această zi de sâmbătă. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem mâine. Pa, pa!